And that is, everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. Bine ați revenit, aici cu voi Alin. Iar după cum v-am promis în videoul trecut, că în acest video voi face acel Lego Ferrari F40 Speed Championship Race. După care, dacă vă uitați în colțul din dreapta sus, o să vedeți că o să pot să îmi construiesc și garajul, deoarece am făcut o grămadă de aceste cubulețe, de challenge-uri, după cum vedeți aici, între timp, ca să fie cât mai rapidă treaba. Așa că va trebui să fac acest circuit, acest championship, să mergem acolo. Între timp eu am upgradat și acest Ferrari aproape la maxim. Și uite că am ajuns. Enter event. Ok, solo. O să-mi trebuiască încă 30 de cubulețe pentru a debloca acel garaj. Eu am 970. Ok, legendary. După cum vedeți acolo în stânga jos, am upgradat tot, speed, handling 10, launch, braking, acceleration, aproape totul la maxim și clasa normal este 999, clasa X, îi dăm bătaie. Ok. Ce se întâmplă? Mașina reală versus Lego. Va fi bătălia între cele două Ferrari-uri F40. Cred că da. Right. That's one of the most famous and ferocious Ferraris ever built. And you're in a big Lego set. But I'll tell you what, if you beat it, you can keep it. How's that for motivation? Oh, îmi place. Deci dacă o să îl bat, o să câștig acel Ferrari. Îmi place. Dacă se dă bătaie. Ready. Oricum traseul o să fie destul de lung. Aoleu. Mamă. Hai că dacă l-am upgradat, nu este rău. Mamă, deci merge nemaipomenit. Opa. Aoleu. Am intrat în derapaj acolo, am greșit. Trebuia să îl lăs să meargă el. Perfect, are acum să-i dăm accelerați. E gaz. Bun, hai că este la o distanță destul de mare în spate. Bătălia dintre cele două Ferrari-uri. Perfect, hai că am ieșit de acolo din oraș. Aici să fiu atent. Aoleu. Nu trebuia să fac acea chestie, dar na. Bun. Am cam luat-o pe arătură, să zic așa, într-o oarecare măsură. Mamă. Deci bă, l-am lăsat în spate. Doar că eu mă tem să nu cumva să greșesc aici. Mamă, ce patinează. Frână, frână, frână. Este în spate, s-a apropiat de mine. Aoleu. Bun. Nu. Ai, și acolo am greșit. Hai să vedem acum. Deci în curbe va trebui să lăs puțin de accelerație. Mamă, ce viteză are. Oh, perfect, ia uite, nu mi-am dat seama că am ajuns la final.
am reușit să câștig, deci o să mi lase mie. I mean, I knew these speed champions were a nifty bit of Lego building, but I never thought you... Hey, you go ahead and keep the real Ferrari. You earned it. Îmi place. 7, 8, 5, 4... ok. Vreau acel Ferrari. Am crescut și nivelul. Am deblocat și acea pălărie. Ok. Hai să vedem ce o să-mi dea la acest wheel spin. Sper să fie ceva bun. Am văzut acolo ceva Forza Collection, dar na. MG Mega Twin Cam. Ok. Bun, e bun și acesta. Hey, Winter. I've been keeping an eye on your brick count and the Lego architects have some extremely interesting ideas about your house. Care to come and meet us? Ok. Hai că o să vin. Turn around when it is safe to do so. Challenge complete, perfect. Și ia, uite că am reușit să fac acele puncte, de fapt să deblochez acele cubulețe pentru a-mi construi și garajul. Așa că să mergem să-l construim. Că nu-i departe, așa că nu să fac un cut. La video să lăs. Ceea ce îmi place la acest Ferrari este handling-ul, doar nu așa. Ok, mă bage toți pereții. Dacă nu ar fi acest sezon de iarnă, ar fi super, nu ar aluneca așa tare mașina. Bun, și am ajuns acasă aici. Hai să vedem cum o să ne construiască Master Build. Ok, și uite că avem și garajul. Hey, Winter. According to the instructions, this new Lego house upgrade is a combination living area and rear sunroom. Time to start collecting bricks for another upgrade. Ok. Deci, da, o să va trebui să fac, încă 380 de cubulețe. O să le fac. Voi vedea ce o să am de făcut. Hai să vedem aici. E da, cam nimic. Deci, următoarea chestie pe care o voi posta va fi în a construi casa, doar că o să fac un alt video când o să mă apropiu de acele 380 pentru a-l debloca. Da, eu o să închei acest video aici. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să dați un like. Vă aștept și în secțiunea de comentarii. Cu voi a fost Alin, iar noi ne reauzim în videoul următor. Pa, pa!